Altă problemă pusă și de părinți și care interesează foarte multă lume este cea legată de examenele naționale. Ce le spuneți elevilor și părinților pe tema aceasta? Examenele vor fi, am înțeles, examenele de anul viitor rămân la fel, nu se pot schimba. Adică de anul acesta școlar, anul acesta școlar, toată lumea cunoaște care este și structura subiectului. Au fost puse deja modelele pe site-ul Ministerului Educației și al Centrului de Evaluare și Examinare. Deci există structura deja formulată, deci nu se schimbă nimic anul acesta referitor la examenele pentru anul școlar 2019-2020, ca să fie foarte clar. În ceea ce privește elevii care se află acum în clasa a șaptea, conform legii, aceștia ar trebui să dea legii actuale, da? Să dea examenul, să dea examenul după o altă structură. Da, asta vreau să vă întreb. Din 2021, ce se va întâmpla cu evaluarea națională transdisciplinară? Da. După cum cred că multă lume știe, există deja în Parlament o inițiativă legislativă de modificare a legii care să îi lase pe acești copii să-și continue parcursul așa cum l-au început. La momentul acesta noi nu am exprimat încă un aviz pe legea respectivă, dar ceea ce trebuie să spunem este că, și să recunoaștem, eu repet, vin din sistem și am predat la clasa a șaptea, deci nu pot să neg lucrul acesta. Copiii aceștia nu sunt pregătiți pentru a susține o evaluare națională transdisciplinară. Prin urmare, cred că prorogarea termenului aplicării acestui articol din lege este o soluție pentru copiii aceștia care nu au fost pregătiți. Și aici, știți, toată lumea spune că acești copii fac parte din generația de sacrificiu. Nu-mi place să spun asta, dar s-a întâmplat să fie așa pentru că ei au prins toate schimbările, toate modificările și cred că nu este corect față de un copil de clasa a șaptea sau a opta la anul să-l punem într-o situație în care să dea un examen pentru care nu a fost pregătit. Ce faceți de fapt cu elevii care nu reușesc să ia acel 5 la examenul de evaluare la matematică și la română în speță și care trebuie să-și continue studiile? Cel puțin în anul trecut școlar s-a luat decizia ca cei care nu reușesc treaba asta să meargă către școlile profesionale. A fost o decizie luată de ministrul interimar. Este o decizie deja luată, însă ea a fost contestată atât la în contencios administrativ, cât și la CNCD. Este o măsură, consider, discriminatorie. Nu putem obliga așa dintr-o dată pe nepusă masă, fără să pregătim un pic sistem, fără să avem un studiu, să vedem ce se întâmplă cu acei copii, de ce ajung să nu ia 5, că și asta este o întrebare. De ce ajung în clasa 8-a și nu reușesc să ia minimum 5, pentru că subiectele sunt construite în așa fel încât să poată să ia nota 5. Deci această măsură, repet, o consider discriminatorie și astăzi aveam deja o întâlnire cu colegii din minister pentru a lua o decizie în sensul în care am putea pentru anul acesta școlar să scoatem măsura aceasta, să facem un studiu împreună cu Institutul de Științe ale Educației, să vedem care sunt cauzele și care ar fi măsurile pe care am putea să le luăm noi ca Minister al Educației, inspectoratele școlare, dar mai ales unitățile de învățământ preuniversitar, acolo unde profesorul trebuie să se preocupe ca acel elev să obțină nota
5. Sunt totuși studii care arată că acești copii care nu au reușit la evaluarea națională intră la liceele teoretice și nu reușesc să ia nici bacalaureatul. Adică, cum comentați lucrul ăsta? Aici ține și de profesorii pe care îi au elevii respectiv la clasă. Trebuie să se preocupe ca acei elevi să ia nota 5 sau 6 la bacalaureat. Deci dacă vorbim de evaluare națională 5, de bacalaureat minimum 6. Este adevărat că este foarte greu să lucrezi cu elevi și profesorii, să știți că mi-au scris și mie pe adresa de e-mail, pentru că am făcut-o publică și voi răspunde pe această cale, chiar vreau să-i asigur că răspund personal la toate mesajele. Mi-au scris și mie că le este foarte greu să lucreze cu elevi care vin în clasa a noua fără să știe să citească bine sau să știe operațiile matematice de bază. Da? Sunt convinsă că așa este și că le este dificil să lucreze cu ei, dar cred că și o implicare mai mare în gimnaziu de către profesori, să-i formeze un pic pe elevi și în sensul acesta al lecturii, al învățării lucrurilor de bază, vorbind de o preocupare mai mare. De aia se spune învățarea trebuie să fie centrată pe elev. Adică trebuie să te apleci tu ca profesor și să încerci să-l ridici și pe cel care este mai în urmă la un nivel de bază, că poate nu se poate mai mult. În liceu este adevărat, este dificil să îți faci programa în condițiile în care copiii nu stăpânesc lucrurile de bază. Cum comentați că elevii români au cele mai slabe rezultate la PISA? De ce credeți că se întâmplă asta? Dumneavoastră veniți din sistem, îi pregătiți pe copii pentru acest examen care are loc la 14-15 ani? Am primit această întrebare și la audiere și atunci a fost și un comentariu din partea doamnei care m-a întrebat, și anume referitor la rezultatele PISA. Trebuie să spunem că elevii noștri nu sunt formați după modul în care sunt structurate subiectele acolo. De aceea poate rezultatele nu sunt atât de bune. Dar ce faceți să schimbați lucrul ăsta? Dar, tocmai voiam să zic, există o lege care spune că trebuie în acest moment să micșorăm, să diminuăm numărul de ore la primar, gimnazial, liceal, da? Asta presupune că va trebui să schimbăm și programele. Nu poți să micșorezi numărul de ore și să lași aceeași programă. Este imposibil. Programele tocmai au fost schimbate, cel puțin. Numai la gimnaziu, da? Deci numai la gimnaziu. Ar fi urmat liceul. Dar dacă toți suntem în acest proces și vom începe consultarea publică pe planurile cadru, pentru că legea ne impune consultarea publică, în felul acesta declanșăm și o dezbatere publică pe planuri, pe programe, în corelare cu ceea ce va fi ce va rezulta din procesul de consultare publică de la planurile cadru.